Aici funcționa cumva o cabină de proiecție cinematografică. Este vorba de locația terenului Olimpia Navrom, de unde se ofereau călăreșenilor spectacole în aer liber, de unde erau transmise filme. Se observă că plecarea AJF Călăraș din acest aplasament a permis hoților să fure inclusiv geamurile termopan. Și de la această anexă a clădirii, împreună cu ușa, frumos veți spune, lăsăm pradă hoților un sediu în care cumva se aducea bucurie călărășenilor.